Micuții au fost care mai de care mai fascinați de o posibilă carieră de reporter, cameraman sau altele. Colegii din redacție le-au explicat cum funcționează aparatura din studio, unde și cum se filmează emisiunile și ce trebuie să facă pentru a ajunge să aibă o meserie într-o echipă de televiziune. Copiii au fost foarte încântați atât de studioul în sine, cât și de ce se întâmplă în spatele camerelor de luat vederi. S-au dovedit a fi foarte emoționați când a venit vorba să ia un interviu, să vorbească în fața camerelor sau să citească de pe prompter. Însă, încurajați de cadrele didactice care i-au însoțit, s-au descurcat de minune. Primii care ne-au călcat pragul au fost cei de la grădinița 123 cu Zavodă 2, grupa mare Ursuleții. Ne poți spune de ce ai venit astăzi aici la TV Plus? Da. Am venit să fete cum lucrează oamenii de aici. Și când vei fi mare, vrei să lucrezi aici cu noi? Da. Teodora. Teodora, deci de ce ai venit la TV Plus astăzi? Ca să văd cum lucrează oamenii aici. Și tu urmărești programul nostru sau nu? Urmăresc. Și ce zici pe viitor? Vrei să fii colega noastră? Da. Mă numesc Miruna. Miruna, deci, ca toți colegii tăi, răspunde-ne și tu. De ce ai venit astăzi aici? Ca să văd cum lucrează oamenii de aici. Într-un număr mai mic, dar cu mult curaj, au fost cei de la grădinița numărul 9, Norocel, care, deși în grupa mare, ne-au arătat că sunt hotărâți în ceea ce privește viitorul loc de muncă pe care îl doresc. Primăvara se așteaptă toată țara, floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii. Floricele pe ultimii, dar nu cei din urmă, au fost cei de la școala gimnazială numărul 3, mai exact clasa 1-a C. Fiind mai mari decât cei dinainte, aceștia au pus mai multe întrebări. Au fost interesați de ceea ce se întâmplă în spatele camerelor, încercând parcă să fure meserie de la colegii noștri. Câțiva dintre ei au răspuns la întrebările puse de reporterul nostru. Cum te numești? Mara Șerban. Mara Șerban, spune-ne, te rog frumos, ce îți place aici la TV Plus? E colorat pe aici. E colorat și ce zici? Crezi că o să fii un viitor reporter sau vrei altceva? Da, aș vrea să fiu un reporter. Mă bucur să aud asta. Bună, tu, cum te numești? Alexandra Argatu. Și spune-ne, ai fost foarte încântat să auzi că viați la TV Plus? Da. Ce zici, o să fii un coleg de-a nostru, ți-ar plăcea? Da. Ce ți-ar plăcea cel mai mult să faci? Să fii prezentator de știri sau... Să filmez. Dar pe ce să filmezi? Foarte interesant. Programul Școala Altfel se desfășoară în această săptămână în județ.